Salut, prieteni, invitatul meu de astăzi este primarul Comunei Baciu, domnul Boloș. Ianoș, bună ziua, bine ați revenit la Via Cluj TV. Bună ziua, bine v-am regăsit. Astăzi, pentru că ne apropiem vertiginos de finalul anului, aș vrea să vă propun o emisiune de retrospectivă, să vedem care sunt proiectele finalizate în 2021 în Baciu și ce îi așteaptă pe băceni anul viitor. Așadar, să începem cu acest anumit top 10 a lucrurilor pe care s-au făcut în Baciu și cred că lucrări care au consumat multă energie, dar și finanțare, sunt lucrările la canalizare. Da, într-adevăr. La canalizare avem două șantiere în lucru, atât în Suceagu, cât și canalul corector pe Popești, Corușul, Săliștea Nouă. Lucrurile sunt într-un stadiu foarte avansat. La canalul corector se montează acum ultima pompă. Ceea ce ne mai rămâne este acordarea acestor pompe la rețeaua electrică și, în principiu, după aceea, canalul colector va deveni funcțional. Cei care locuiesc de lungul canalului colector au și poziții lăsate deja pentru a se putea racorda, da, deci cei care o fac pe cheltuia la lor, dar cei e care simplu locuiesc, pentru că... Da, cei care locuiesc de-a lungul drumului județean 105, sigur că se vor putea racorda la acest canal colector. Acum, ca să facem cumva și o legătură între ceea ce s-a realizat și ce avem de gând, în măsura în care beneficiem de finanțare prin programul Angel Salini și canalizările sunt pe primele locuri ca și importanță în ordinea în care am predat proiectele, ne putem gândi și la rețeaua în sine de canalizare pe satele Popești, Corușul, cel puțin. Sigur, da, vorbim despre asta la da. Perspectivele mm-hmm. pentru anul viitor, dar înțeleg că în Suceagu mai sunt lucrări și acolo ați și extins puțin rețeaua. În Suceagu mai sunt lucrări, nu foarte multe, preponderent de reparații a drumului și, din păcate, încă mai avem racordarea pompelor și acolo la rețeaua electrică, precum și stația de epurare care necesită și un transformator. Și aceste lucrări sunt acum în curs. Dar mingea e terenul electrică, din câte înțeleg. Da, dar avem un avans destul de bun în ultima vreme și sigur am mai constatat pe timpul lucrărilor că anumite zone nu erau acoperite de proiectul inițial și atunci, înainte de încheiere, doresc să fie fiecare stradă racordată, să nu existe vreo diferențiere de genul pe strada X s-a făcut, dincolo nu s-a făcut. Deci uh-huh. să fie o rețea completă pe satul Suceagu. Există, ca să trecem la subiectul 2, un trend, și anume îngropaia gunoiului, gene subterane. Da. Câte gene veți pune în acest moment în Baciu de acest tip și ce planuri aveți? Acum, ce s-a făcut de fapt în 2021? În general, în fiecare an se pun undeva între 3 și 6 gene, nu sunt foarte ieftine și atunci sigur nu putem avansa într-un ritm foarte sporit, dar în fiecare an minimum 3-4 gene se pun, până la 6, depinde de buget. Și în principiu se pun la blocurile vechi, unde pe vremea aceea nu se punea problema ca să fie impusă încă din faza de certificat de urbanism montarea acestor gene subterane. Care presupun colectarea selectivă, deși ori nu mă gândesc. Da, da. În principiu cele mai multe sunt cu două gene pentru menajer, unul pentru plastic și unul pentru hârtie. Pe alocuri mai este și pentru sticlă, dar acolo nu există o cerere foarte mare. Am văzut multe comentarii, cum e și firesc, cam peste tot sunt și în general am văzut și comunele au problema asta și la Cluj sunt unele inadvertențe. Lumea comentează legat de acest subiect, colectarea deșeurilor. Ce neajuns suntem în acest moment și cum vreți să le rezolvați? Cel mai mare neajuns este efectiv depozitarea resturilor în gene. Adică pentru a putea asigura o colectare selectivă, e nevoie să fie selectare în sine. În momentul în care se ridică acele gene și se vede că nu este selectat în niciun fel sau prea puțin, există și nemulțumirea că, vai, au luat tot cei care au venit după gunoiul menajer. Păi sigur că au luat tot dacă dincolo era tot menajer sau resturi care n-au de-a face cu plasticul sau hârtia. Eu zic că o conștientizare mai bună a importanței selectării deșeurilor ar fi un pas. Până la urmă urmei nu o să putem sta să verificăm pe fiecare dacă își merge la gena de gunoi și își selectează la modul potrivit ceea ce depune acolo.
Iar colectarea se face la timp și în condiții bune? Colectarea se face la timp. Acum am început totuși pe zonele foarte intens locuite să avem colectare aproape zilnic. Pentru că, sigur, pe zona de sat unde sunt case de locuit merge o dată sau maxim de două ori pe săptămână, dar în zonele intens populate e nevoie de o colectare sporită, adică practic aproape în fiecare zi se ridică. A să vec finalizarea unor drumuri din Intravinon. Da, într-adevăr, era un proiect mai vechi, anul acesta am reușit să finalizăm. Practic, ce mai avem de făcut, după ce există recepția și vizita în teren de la finanțator, eventualele mici neajunsuri din faza de proiect, este unde mai lipsește eventual o rigolă și se scurge apa sau omis un acces, pentru că la vremea când s-a făcut proiectul nu exista nimic edificat în zona respectivă și atunci sigur lipsește accesul. Da, mă uit pe grupurile de Facebook sau alte rețele de socializare și unii băceni spun că nu sunt suficient de largi drumurile și că n-au trotuar și așa mai departe. Ce le puteți spune? Acum, sigur, proiectul în sine nu cuprindea trotuare. Atunci așa a fost, s-a câștigat finanțarea. Era oarecum o prostie să nu o facem. Da, era modificări... în afară mandatului noastră, adică era înainte, da. Modificări substanțiale nu puteam aduce în timpul execuției ca să nu trecem de 15% ca și valoare suplimentară. Și atunci, după ce se finalizează inclusiv recepția și vizita în teren, sigur că ne putem apuca și de amenajarea trotuarelor. Atenție, acolo unde există loc. Pentru că dacă întăbularea este de 4 metri sau 4,5, e foarte greu să mai ai loc și de trotuar. Și de mașină și din trotuar. Da. Da. Oricum, mă gândesc că unde sunt 4 metri e și sens unic, nu poți să faci două benzi acolo. Da. La drumurile de extravilan mai merge și cu refugii periodice pentru a trece în ambele sensuri. Dar ce străzi au fost mai exact finalizate anul ăsta? Pe anul acesta au fost realizate toate străzile de pe proiectul de Intravilan. Sigur, asta ar fi și planetelor, castanilor, așa mai departe. Sunt multe, sunt în jur de 10 pe toată comuna, nu doar în localitatea Baciu. Am mai avut și drumurile secundare Molidului Brădetului și ceea ce mă bucură foarte mult este că până la urmă am reușit să relansăm și proiectul de drumuri de extravilan, care, după cum am mai spus și cu alte ocazii, am rămas cu execuția cam în 30%, după care a trecut termenul contractual și am fost nevoit să reziliem contractul. Între timp s-a relicitat, s-a reușit să păstrăm finanțarea și momentan chiar se lucrează. Adică nu e doar o poveste, pentru că efectiv se lucrează pe teren. Da, am văzut că către Popește o să fie acea centură. Nu se poate numi centură. Este chiar centură, dar este un acces ca spre, și centură și pentru. Este un acces spre terenurile agricole. Da. Nu are rol de centură. Da, dar e un proiect important pentru că are o utilitate aparte acolo. Da, într-adevăr. Și ce drumuri mai vreți să... Adică ce drumuri mai importante din Extravinon sunt în lucru? Pe proiectul ăsta de care spuneți, care a fost... Da, avem acel drum din Baciu spre Popești, de care tocmai ați pomenit. Avem un drum în Popești spre Fânațe. Avem iarăși în Popești, acolo e o continuare a drumului intravilan deja realizat pe Pârâu Cireșului și va continua până sus. Iarăși în Corușul avem o bucată la capătul Corușului care duce spre Chinteni. Din proiectul actual nu ajunge până la limita de UAT, dar avem acum un proiect în elaborare ca să continuăm până la limita cu UAT Chinteni și de asemenea să facem și o legătură între Mera și Săliștea Nouă. Încă o dată nu trebuie luate ca și centuri, nu sunt centuri, sunt doar pentru a accesa ușor zonele agricole de către ambele sate implicate. Înțeles. Se tot vorbește în ultima vreme, de ani de zile, de fapt, despre infrastructura educațională din comunele limitrofe, care au atras foarte mulți locuitori
da. Noi, care lucrează de obicei în Cluj-Napoca. Era și o presiune către primăriile comunale din partea domnului Emil Boc în special, care spunea că ar trebui bine să-și facă creșe și grădinițe. Mă rog, aici lucrurile sunt interpretabile pentru că Cluj-Napoca beneficiază de pe urma locuitorilor din Baciu, care aduc plus valoare aici, pentru că muncesc aici, nu? Și da. Toate taxele se plătesc aici. Dar mă rog, să spunem că astea sunt micile înțepături firești între administrațiile zonei metropolitane. Și dumneavoastră, nu pentru că a spus Emil Boc, mă gândesc, dar chiar ați început niște proiecte și unul dintre ele se referă la construirea unei noi grădinițe. Da, într-adevăr, începând de ieri s-a trecut efectiv la lucru. Va fi o grădiniță care va avea 10 grupe de câte 20 de copii și sigur s-a început săpăturile la locul respectiv. E pe Transilvaniei 301, în spatele grădiniței existente. Acum, important este că s-a început, termenul este într-adevăr de 20 de luni, e o clădire destul de amplă și realizarea lui durează. Dar un lucru început, sper să aibă și sfârșit. Așa e. Experimentați și un proiect legat de poliția locală, am înțeles că aveți un polițist local. Da, începând de anul ăsta sau? Da, începând de anul acesta. În principiu am vrut să vedem cam care este utilitatea, cam ce beneficiu aduce și în situația în care se dovedește benefic, atunci, doar atunci să extindem organigrama pe structura respectivă. Am preferat să văd înainte, să fiu mai precaut și să văd dacă într-adevăr aduce beneficiu scontat. Mai avem și un proiect tot legat de învățământ cu eficientizarea energetică a școlii Baciu. Neavând încă un contract de finanțare, n-aș vrea să mă refer pe larg despre acest subiect, pentru că prefer să vorbim despre acele lucruri care știu cu certitudine că se fac în viitorul apropiat. Am înțeles. Bun, locuri de joacă, dacă tot vorbim de educație, că am uitat da, aspectul ăsta, pentru că mulți locuitori din Comuna Baciu caută acest confort, o calitate a vieții mai bună, care presupune acces la cultură, educație, plus zone de relaxare. Așa este. Acum, anul acesta, într-adevăr, în apropierea primăriei, era un loc de joacă vechi care s-a renovat complet și utilat. Eu zic că, de departe, este cel mai bine dotat și cel mai amplu loc de joacă care s-a construit în perioada post-decembrie 89. Deci, într-adevăr, are și un mic teren de sport, are și zonă de joacă pentru copiii mai mici, are și o zonă de relaxare pentru cei mari. Adică asta s-a realizat și chiar arată foarte bine. Pentru anul viitor ne gândim cel puțin la un loc de joacă pe strada Luceafărului și e de menționat că pe strada Stelelor este o investiție privată unde sunt locuințe colective și în interiorul acelor locuințe colective există o zonă destul de largă de teren de joacă, sigur acela preponderent deservește blocurile de acolo. Așa. Capela din Mer a fost inaugurată cu mare fast, a observat și presa lucrul ăsta, că i-ați acordat o importanță un pic mai mare, zici că ați fi inaugurat, nu știu, habar n-am, Casa Poporului sau ceva de genul ăsta. Dar eu zic într-un fel următor, că dincolo de lucrurile astea, în viața noastră avem parte de două evenimente majore, metafizice de-a dreptul chiar. Unul e nașterea, ne naștem ca oameni, și nu cred că e prea ok să murim ca și câinii, deci ar fi, e bună și capela asta, pentru că cine își conduce părinții sau alte rude pe ultimul drum, care vrea niște condiții decente și să treacă în lumea de dincolo cei morți în, cu demnitate, nu, nu știu, în alte condiții de astea. Deci mie mi se pare un lucru important, poate că lucrurile sunt interpretabile, totdeauna sunt așa. Acum, importanța unei investiții constă în gradul în care acea investiție a fost cerută de populația din zonă. Cei care s-au referit la această construcție oarecum peiorativ, nu sunt convins că știu cât s-au cerut și cât de mult și-au dorit acest lucru. Sigur, ca și administrație locală, trebuie să avem atenție sporită tot timpul spre cererile locale. În principiu, ce aș putea să spun? E totuși un lucru realizat, nu este o poveste, nu este ceva ce am de gând sau ce vom face. E ceva realizat și sigur că
m-am bucurat că am ajuns la sfârșitul acestui proiect și m-a bucurat cel mai mult bucuria celor care beneficiază de ea și care, de-a dreptul, poate încântat e mult spus, pentru că nu e un eveniment la care să fim încântați, dar face o diferență enormă între... Tot ce ține de decență, da, nu? Da, condiții decente, da, de a face o mormântare. Exact. Nu se compară cu mormântatul de acasă, care exact presupune... Adică asta e o chestie care ține de secolul trecut, nu? De evumediu, să ții morții acasă, adică, până la urmă... Asta a fost și gândul meu, nu toată lumea a apreciat-o în felul ăsta, dar mergem mai departe. Hai să ne gândim ce traumatizant poate fi pentru un copil să își vadă părintele acasă 3 zile până când e posibilă mormântarea. Deci, da, nu știu, mi se pare că cu lucrurile sfinte nu te joci. Să mai vorbim și despre semafoare, s-au inaugurat mai multe semafoare. Acum, s-au dat în folosință, hai să nu folosim cuvântul inaugurare. Oricum, apropo de inaugurări, nu a fost nicio panglică, nu-i stilul meu, deci nici nu o să fie pe durata mandatului inaugurări cu panglică. Și la urmă urmei, orice realizare se bazează pe cererea celor care ne-au investit și nu este... Nu consider că este un merit deosebit, e mai mult o obligație de serviciu ca să îi servești pe cei care te-au ales. Acum, da, referitor la semafoare, s-a încheiat anul acesta ciclul de 6 semafoare, adică pentru atât am avut proiect, mai multe n-am putut obține și dacă ne gândim, se întinde pe o lungime de aproximativ 4 km, nu ai cum să ai mai mult de 6 semafoare pe un drum național. Acum, erau foarte multe accidente în Baciu, tocmai din cauza lipsei semafoarelor, erau foarte periculoase. Acum, în strada mea, sunt acolo și mult trafic greu. Și acum, în timpul zilei, îmi dau seama cât de mult folosește, pentru că n-aș pe avea curajul să trec pe o zebră. E un flux continuu. Doar pe o zebră, parcă n-aș avea curajul să trec. Și, sigur, timpii de așteptare nu sunt mari, sunt foarte bine sincronizate și atunci, din punctul meu de vedere, asigură o protecție sporită pentru cetățeni. Da. Perspective pentru 2022. Ce lucrări de canalizare mai doriți să faceți? Pentru că e o foarte mare cerere în comun. Ei, în principiu, mie mi se pare cel mai important să realizăm proiecte de canalizare, pentru că nu o să primim finanțare pentru drumuri dacă nu avem canalizarea făcută. Și atunci, sigur, cele mai importante ar fi Popeștiu, Corușu, Săliștea, Mera și Rădaia. De fapt, toate cele care nu au încă. Avem, într-adevăr, depus pe programul Angel Salini pentru Popești, Corușu, ca și primă importanță, dat fiind faptul că deja avem canalul colector și ar fi o continuare logică, sigur și pentru Mira Rădaia, care se poate conecta la rețeaua din Suceagu, și pe Săliștea Nouă putem rezolva și cu sprijinul companiei de apă, noi fiind o localitate foarte mare, unde avem studiu de fezabilitate și este în curs să elaborăm și un proiect. Dincolo de acest aspect al canalizării, sigur, unde deja avem canalizare, este imperios necesar să refacem drumurile. Un proiect foarte important ar fi refacerea tuturor drumurilor din localitatea Suceagu, pentru că, după cum v-am spus, într-un termen rezonabil se încheie chiar toată operațiunea de introducerea rețelei de canalizare. Sigur, refacerile de după nu înseamnă drum nou, e doar refacere. Și în timp ar fi, într-adevăr, un lucru foarte important să reușim să obținem o finanțare pentru refacerea completă a drumurilor cu tot ce presupune ea, adică rigole pe unde se poate trotuare și așa mai departe. Asta costă foarte mult. La un moment dat știu că ați făcut un calcul. Da, într-adevăr. Aveați o imagine asupra câți bani sunt necesari. Sunt multe milioane fiecare investiție în parte. Adică, și întrebarea este dacă acești bani vor veni de la guvern, adică ce semnale aveți? Adică, totuși, mă gândesc că UDMR, prezent la guvernare, ar putea să vă sprijine puțin. Sigur. Iar cine spune, că lobby-ul ăsta nu prea e în regulă, se înșală foarte tare, pentru că sunt primării care nu au suficienți bani, dar au populații foarte mari, adică Baciu că se apropie de 20.000 și de unde să scoateți bani? Majoritatea primărilor comunale nu au destui bani, adică la investiții mari nu se pune problema să te poți descurca din fonduri proprii. Da. Sigur. Bine, sunt fonduri europene, mă gândesc că vreți să accesați, că nu... Și la fonduri europene urmează acum, după ce s-a încheiat drumurile din Travilan și la anul se termină și drumurile de Travilan pe proiectele existente, avem un proiect acum în derulare pentru alte drumuri de Travilan, după cum am spus. La proiectele europene, oarecum, problema majoră este că nu
prea reușim să obținem finanțare mai mare de aproximativ 1 milion de euro. Proiectele mai mari de canalizare nu se încadrează în suma asta. În general, pentru comune, cam trebuie să te limitezi la suma asta când e vorba de o finanțare de la AFIR. Am înțeles. Sau cel puțin asta a fost experiența de până acum. Și să ne întoarcem la guvern. Vin bani de acolo sau mai puțin? Dacă n-aș spera că vin, nu aș vorbi despre asta. Deci sigur că în cel din urmă va trebui să vină. Poate nu în cantitatea în care ne dorim, dar e imposibil să nu avem parte de un sprijin care, la urmă, eu nici nu văd neapărat un sprijin politic, pentru că este un sprijin pentru cetățenii din localitățile respective. Problema majoră, dacă te urmim de drumuri în pace, mi se pare cea a traficului. Acolo e o nebunie permanentă, mai ales la orele de vâr, dimineață, după amiază. Știu că eu, de exemplu, din zona Dâmbu Rotund până la școala de pe Horea, o școală de pe Horea, ajung în vreo 20-30 de minute, pentru că înțeles, acum, sunt ambuteaje majore. Zona Dâmbu Rotund și până pe Horea nu ține de Baciu. Da, nu, zic așa, că ne uităm cu speranță și către centura metropolitană, de care Baciu ar fi trebuit să se lege, sau ar trebui să se lege în viitor, dar am văzut că nefiind prins proiectul ăsta în PNRR, o să înceapă lucrurile abia prin vreo 2023, iar finalizarea o să fie undeva pe un termen nedefinit. În ceea ce ne privește pe noi, ca și Comuna Baciu, am participat din punct de vedere material la elaborarea studiului de fezabilitate, sigur, în acel procent în care ne și este de folos această investiție. Și CNAIR-ul, am înțeles, că preia toată povestea? Da, CNAIR-ul va prelua toată povestea, inclusiv drumul de legătură, de care, de fapt, noi nu beneficiem direct de centura ocolitoare, ci da, de drumul de legătură, sigur, care este, probleme, da, ar fi extraordinar de util să se realizeze. Eu nu înțeleg, uite, se vorbește de cum o să călătorim noi gratis cu metrou dacă, nu știu, venim cu trenul la Cluj sau chestii astea hilare pe care se tot lansează în spațiu public, dar, de exemplu, nu avem, să zicem, o legătură între autostrada Transilvania și centura Vâlcelea-Pahida. Ar fi foarte utilă pentru că oamenii, adică tiriștii, de exemplu, ar putea să oculească inclusiv Baciu și Cluj-Napoca. Sigur, cinstit vorbind, asta excede cu mult area mea de competență, dar într-adevăr ar fi util. Bine, și sper în realizarea lui. Bine, comentați lucrurile astea, că până la urmă sunteți afectat sper, direct. Sper în realizarea acestui lucru. De trafic, da. Este un proiect care, dacă ar prinde viață, ar ajuta enorm de mult. Da. Și acesta și legătura spre centura metropolitană. Da, așa este. Locuri de joacă și o creșă, am înțeles că vreți să mai faceți în Baciu. Da. Pentru da. Că există cerere. Da. După cum v-am spus, sigur, am vrea să realizăm acel loc de joacă de pe strada Luceafărului și pentru creșă, tot în cartierul nou, pe o suprafață de mai bine de 1500 de metri pătrați, dacă bine țin minte, 1536 sau ceva de genul, așteptăm și acolo să avem o finanțare, pentru că vă dați seama că nu este o investiție de sute de mii, ci de multe milioane, lucru de care noi nu dispunem și atunci terenul este într-adevăr în posesia primăriei și în momentul în care avem posibilitatea, sigur începem lucrările. Am înțeles. Bun, deci anul 2022, perspective destul de optimiste, dar și rezervate cumva, pentru că depindeți foarte tare de bani de la guvern, din resursele proprii, probabil că nu o să reușiți să faceți lucruri foarte spectaculoase. Oricum suntem cu ochii deschiși și spre posibilitățile de proiecte cu finanțare europeană. Acum mai rămâne de văzut ce deschideri sunt. N-am pomenit pentru că încă nu este finalizat și nu este câștigat și în general nu-mi place să vorbesc despre lucruri care nu sunt certe, dar avem o șansă foarte bună să prindem și stații de încărcare pentru mașini electrice ca să evoluăm și noi odată cu restul lumii. Da, detaliați-vă puțin subiectul ăsta. Da, este vorba de 10 stații de încărcare pentru mașini electrice, fiecare stație deservind câte două parcări, mă rog, două mașini parcate. Uh-huh. Am identificat zonele unde le putem amplasa. Unde ar fi?
Aproximativ. Preponderent în satul Baciu, dar ne-am gândit și la un loc în Suceava. Urmând sigur canalul... Pe străzile secundare, mă gândesc, sau și pe strada Transilvaniei, vă gândiți. Eventual în jurul Căminului Cultural, pe strada principală, pentru că acolo nu prea sunt spații și e și un drum național, nu prea putem să ne întindem cu chestii de genul acesta. Și dar... cine va finanța aceste stații? Aceste stații ar fi finanțate pe AFM. Ce asta? Agenția de Fondul de Mediu. Ah, ok. Pe Fondul de Mediu. Așa. Și eu sper să putem să ne calificăm. Punctajul pe care îl avem este competitiv și am... Câți bani presupune proiectul ăsta? În jur de 2 milioane de lei. 2 milioane de lei. Mașini electrice în Baciu ar mai fi sau mai sunt? Sunt. Sunt. Deja sunt mașinile. Sunt, sigur. Am văzut, acum nu menționez mărcile, dar sigur că am văzut mai multe mașini electrice. Da. Păi putem să le menționăm, că a apărut și o mașină, așa zis, românească. Nu care, am văzut în Baciu. Da, care da, știu, are o lungă listă de așteptare, pentru că mulți sunt interesați să-și cumpere mașini electrice, vedem dacă ăsta e viitorul sau alte soluții, dar, mă rog, există o atracție, atractivitate. Pe moment, într-adevăr, este o ofertă atractivă. Da. Combustibilul quasi gratuit și chiar dacă să zicem deplasările sunt pe o rază mai scurtă, în general, ca o mașină, ca o a doua mașină, mie mi se pare o investiție bună, pe moment. Da, așa este. Mulțumesc tare mult, domnule primar, pentru toate aceste precizări. Vă mai așteptăm la Via Cluj și vă urmărim în continuare pe proiectele astea pe care le faceți. Mulțumim că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi aici. O zi bună, la revedere!